Bună ziua tuturor! Astăzi vom evidenția experimental fenomenul de refracție a luminii. Mai întâi, să ne reamintim faptul că refracția luminii este fenomenul de schimbare bruscă a direcției de propagare a luminii atunci când traversează suprafața de separare dintre două medii transparente, lumina trecând în cel de-al doilea mediu. Pentru a studia refracția și legile refracției, avem nevoie de trei raze de lumină, și anume raza incidentă, normala la suprafață și raza refractată, și de două unghiuri, unghiul de incidență și unghiul de refracție. Legile refracției afirmă că raza incidentă, normala la suprafață și raza refractată sunt situate în același plan, și raportul dintre sinusul unghiului de incidență și sinusul unghiului de refracție este egal cu raportul direct al vitezei luminii în cele două medii. Aici se poate observa faptul că atunci când raza de lumină trece din aer în apă, refracția are loc cu apropiere de normală, iar când raza de lumină trece din apă în aer, refracția are loc cu îndepărtare de normală. Tot refracția luminii la interfața apă-aer este responsabilă pentru aparenta discontinuitate a formei obiectului din apă. Este de remarcat faptul că poziția aparentă este la o adâncime mai mică decât poziția reală a obiectului. În acest experiment, o monedă așezată pe fundul unei căni nu se va vedea dacă privim sub un anumit unghi față de direcția verticală cana. Dar dacă adăugăm apă în cană, vom vedea imaginea refractată a monedei. Printr-o lamă cu fețe plan paralele, lumina suferă două refracții. Când lumina trece din aer în sticlă, refracția are loc cu apropiere de normală, iar când lumina trece din sticlă în aer, refracția va avea loc cu depărtare de normală, astfel încât fasciculul care iese din lama cu fețe plan paralele va fi paralel cu cel incident. Printr-o prismă optică, lumina suferă două refracții. La trecerea din aer în sticlă, refracția are loc cu apropiere de normală, iar la trecerea din sticlă în aer, refracția va avea loc cu îndepărtare de normală.